Doctore, domnule, sunt optimist, da, eu nu sunt doctor. Suntem, ne apropiem de liman? Dacă eram epidemiolog, virusolog, poate că îți dădeam un răspuns mai bun. Nu am citit foarte mult pe tema asta. Însă, din discuțiile și articolele pe care, crede-mă, nu citesc mai mult de 2 pe săptămână, îți spun foarte sincer. Și le-am citit pe astea legate de... Păi da, le citești pe ăștia, de științifice de 40 de pagini. Despre asta e vorba. Să nu înțeleagă lumea că vorbim de știri. Articolele științifice, da. Par să fie niște zone, adică par să fie niște, pare să-i, se pare că ar fi bine, că putem fi optimiști. Dar, după cum am spus și mai devreme, operația se termină când pacientul pleacă pe picioarele lui acasă. Duce la copii. Da? Da. Nu suntem încă în situația aia. Hai să vedem ce se întâmplă în valul care urmează. Nu sunt semne rele. Și din contră, mi s-a părut câteodată că anumite zone de presă sunt foarte alarmiste. Nu le judec, pentru că, sincer, nu știu cum va fi. Da, da. Nu știu cum va fi. S-ar putea chiar să, Doamne ferește, să sperăm că nu o să mai fie de rău. Am câteva prietene, cunoștințe comune, ateiste. Eu pe ele le sun. Ce ai avut azi? Ce e la... Da. Și ele mi-au zis, mă, Mirel, multe infectări, dar așa nu este. Mai e presiune pe ATI-uri. Așa este. Primul semn a fost decizia pe care au luat-o ăștia în Marea Britanie. Ce aveau, nu știu, 30-40 de mii de cazuri pe zi, lăsați-o așa. Și atunci am aflat, asta, nu știu, cred că are 3 săptămâni discuția. Și-au lăsat-o, adică nu aveau presiune pe ATI. Da. Mai e un articol ăla pe care ți l-am și trimis. Da. Acolo poți să speculezi pe marginea lui. Problema e... Cred că nu spune ce meserie are, nu este medic, dar este un bun, foarte, foarte bun statistician și bun. Da. Și compilator. Și da, exact, da. Și un om care judecă. Și care vrea să... Da. Adică, poate că avem noroc, dar, repet, eu... Nefiind un creștin atât de practicant, sunt un superstițios practicant. Și atunci, superstițios practicant. Păi ce să fac? Da, aici corect, sunt. Da. Și am eu o chestie. Nu vorbi. Cuvintele, nu știu, poate să pară stupid ce spun acum. Câteodată anumite cuvinte nu fac bine. Da. Și atunci, decât să fac rău prin cuvintele mele, prefer să aștept. Vezi, tu dai semnificația mistică cuvântului. Da. Da. La început a fost cuvântul. Da. Eu. Da. Și sunt semne bune, dar, repet, operația se termină când pacientul pleacă pe picioarele lui acasă. Da. Să vedem că noi deci toți... Deci hai să scăpăm de necaz. Da. Repet, sunt semne bune. Sunt niște semne bune. Discut și eu cu colegii. Ce am citit? Ce au spus ăia din Africa de Sud? Ce au spus ăștia din Marea Britanie? Ce a mai spus și domnul ăsta pe care l-am citit amândoi și care se referă inclusiv la informații din Statele Unite? Bun, hai să și vedem. Da. Hai să și vedem.